Salutare! Am revenit cu consumul pentru luna martie. Un pic cam târziu, suntem în 18 aprilie, dar haideți să vă arăt cât am consumat pe luna martie. Consumul de energie electrică este de doar pentru căldură 230 de kWh și cel generat și a generat 880 de kWh. 230 ori 0,8 înseamnă ca și cost 184 de lei și ca și COP înseamnă un COP de 3,82. Iar pentru apă caldă menajeră, am consumat 136 de kWh. Și am generat 402. 136 ca și cost înseamnă 0,8, înseamnă 110 lei în lei pentru apa caldă menajeră. Și am consumat în jur de 20 de metri cubi. A fost consumul de apă caldă, de apă pe toată casa, doar ca idee. Și copul pentru ACM 402 împărțit la 136, un cop de aproape 3. Pompa până în momentul de față a mers 3217 ore. Pe compresor avem 2679, iar pentru ACM 219 ore. Și o să vă arăt cât a mers și rezistența. Rezistența pentru încălzire a mers 5 ore, iar pentru apă caldă menajeră 19 ore în total. Ne vedem consumul pe luna aprilie.